Raule, atâta mulțime nu știe ce am eu de gând să fac. Îl vom asasina pe acest nemernic în cel mai brutal mod cu putință, mamă. Sper că sunt singur. Am de gând să trag mâța de coadă. Haha, ce ratat, nici nu știe că întinderile mele sunt asupra copiilor care se joacă granny. Borșovile, așa că preferi bomboane cu gust de salam. Da, stăpâne. Nu mai am de gând să trag mâța de coadă. Săracul prost, nici nu știe că sucul meu de portocale dă pe afară. Ce preferi de la el? Mângâia pelvisul. Trebuie să am grijă la drum. Cine ești? Nu mă recunoști? Nu. Sunt. Ești Gabi. Nu mai merg cu numele ăsta de mult. Porfă. Mă cheamă Mineral. Am venit să îți găsesc baza. Baza mea este acolo. Ai de pula mea. Ei bine, să știi că eu chiar nu am de gând să mă cac pe baza ta. Bun căsule, acum că l-am pierdut pe Hans, putem în sfârșit să mergem la pescuit. Of, of, Dunăre mică. Cine ești tu, prostănacule? Eu sunt Lorenzo, dobitocule. Ce faci aici, netrebnicule? Am venit să feștelesc belengărul. Iar tu ești prost. Hei, cine este acel om care se cac? A spus cineva hărțogăraie? Hei, general, am auzit că ești prost. Nu sunt prost. Tu ești prost. Asta crezi tu? Deci asta de ajunge acasă și de este prea puternic. Am nevoie de întăriri. Ai nevoie de mine, tătic. Acum vin! Uai, ce m-a durut! Ai să suferi! Te-am prins, sclavule. Acum ești ucenicul meu. Ok, daddy. L-am prins pe sclavul meu cu un alt tătic în pătuț. S-a terminat. Ucenicule, îmi pare foarte rău să te informez, dar ești în stagiul 4 de Corina. Sunt înfricoșat de această situație, așa că am de gând să plec și să las pe acest ucenic în soarta bălții. Yoinkers! Nu. Că... coaie, nu știu ce să zic, o să plec.